Bine v-am regăsit și de data aceasta la o nouă emisiune Părinți și Copii, Prietenii mei. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine ați venit. Luna aceasta, așa cum v-am obișnuit, vom avea drept invitați Liceul Tehnologic Astra. Este o onoare. Mulțumesc, doamna director. Mulțumim pentru că ați răspuns aceste invitații. De fapt, întâlnirea aici pe scenă este o continuare a ceea ce discutam mai devreme în spatele camerei. Emisiunea Părinți și Copii se adresează cu precădere mediului școlar, mediului școlar piteștean, argeșean în general. Mi-am propus ca de câteva ediții încoace să aducem aici pe scenă, timp de 50 de minute, așa am intitulat noi, Parada liceelor tehnologice, pentru a arăta că societatea românească are nevoie de specialiști pe diferite domenii. Doamna director Maria Ionică, bine ați venit încă o dată, vă mulțumesc că ați răspuns prezent invitației. Alături de tinerii dumneavoastră, abia aștept să-i cunosc și altfel, așa cum nouă ne place la catedră, copiii, elevii, tinerii învață de la noi, dar și noi luăm câte ceva de la ei, în primul rând din tinerețea lor. Să ne dăruiască și nouă, iar noi mai departe ne încărcăm bateriile cu energie bună, pozitivă, constructivă, și dăm generații de tineri de folos societății noastre. Prietenia este valabilă la fiecare ediție a noastră. Aveți acest sentiment de prietenie școlară cu elevii dumneavoastră? Mulțumesc pentru invitație, ne simțim onorați și în același timp bucuroși că avem ocazia să ne promovăm unitatea școlară. Există prietenie. Dacă n-ar fi existat prietenie, n-ar fi existat 40 de ani de activitate în slujba învățământului românesc. Eu am considerat întotdeauna școala a doua familie, iar copiii din școală ca fiind copiii mei. Mi-am dorit întotdeauna să fiu alături de copii și pot să spun că Dumnezeu mi-a oferit această șansă și mă bucur. Îi mulțumesc pentru lucrul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult o povestire a dumneavoastră. Mi-a rămas și în minte și în suflet că activitatea de dascăl a început pentru dumneavoastră, de atunci, de pe băncile școlii, sunteți directorul unei unități de învățământ, Liceul Tehnologic Astra, liceu pe care dumneavoastră l-ați absolvit la un moment dat. Este interesant, fantastic să știi fiecare colțișor, să fii în acord cu locul în care lucrezi, îl dezvolți și îl predai la un moment dat altei generații. Întrebarea firească pentru mine și cred că și pentru cei care ne privesc și tinerii noștri de astăzi, de aici din platou, face referire la relația aceasta dascăl-elev, dar și relația dintre dumneavoastră, dintre dascăli, dintre acolo, în creuzet, în cancelarie. Trebuie să facem eforturi pentru a dezvolta relație frumoasă? Da. E o muncă? Este o muncă, dar cred că în orice școală se formează un colectiv, o familie a școlii respective, care știe să primească cadrele didactice tinere și să ghideze, să consilieze, să ghideze elevii în carieră și în viață. Avem un filmuleț de prezentare, îl punem la un moment dat.
Însă aș vrea astăzi să ne prezentați tinerii noștri. Da. Eu am venit aici, le-am spus colegilor mei, cu echipa de promovare a Liceului Tehnologic asta și voi începe cu Maria Vișan, care este reprezentanta Consiliului Elevilor din liceul nostru și reprezentantul Consiliului în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Astra. O să rog pe ea să povestească, dacă vrea, despre... Să începem cu activitatea extrașcolară, da, sigur, sau cu proiecte, cu ce vrei tu. Eu consider că activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru că elevii se formează nu în timpul băncilor, ci ce se întâmplă după școală și ce facem noi după sau cum ne petrecem timpul. Anul acesta am rupt puțin barierele sociale și am ajuns la o competiție internațională, Euconexus. Am luat locul 3 și am fost singurul liceu tehnologic printre colegiile naționale de la matematică și informatică. Felicitări. Mulțumim! Ne ocupăm cu foarte multe activități, ne place să ne implicăm. De anul trecut am luat clubul Holtis, care este un club internațional, colaborează împreună cu UNICEF, suntem grupul 83 și în fiecare lună avem câte o activitate. Suntem o comunitate foarte frumoasă, să vedeți ce frumos vin elevii și se implică și vorbesc și mergem în fiecare lună mergem prin clase și în funcție de ce avem, le dăm și premii, avem și jocuri, e foarte frumos. Am participat și la Roze. Anul trecut a fost ultimul an, iar surpriza noastră a fost că după ce am terminat anul de Roze, am avut ocazia să mergem 2 săptămâni la Cluj pentru o experiență universitară autentică. Dimineața mergeam la facultate, aveam cursuri, apoi vizitam orașul. E foarte important pentru că noi nu am fi ajuns aici dacă nu ne-am fi implicat în activitățile extrașcolare și dacă nu am fi avut profesori care să ne îndemne să mergem și să ne învețe. Școala de vară. Da, școala de vară. Am fost și la Antoldo zi, cazare, mâncare, totul era inclus. Și a fost o experiență minunată, adică sunt foarte multe lucruri care se pot întâmpla datorită faptului că noi ne implicăm dincolo de școală și ne dăm interesul. Voiam să fac o remarcă. Consilierul educativ clar că are un rol deosebit și știu tot dintr-o discuție în spatele camerei, repet, ceea ce se întâmplă aici în fața camerelor este o continuare plăcută a ceea ce am început noi în momentul în care am intrat pe scena Centrului Cultural. Relația cu consilierul educativ este una pozitivă, este clar din ceea ce ne-a expus domnișoara. Noi colaborăm foarte bine cu toate cadrele didactice. Dacă n-am avea o relație strânsă, liceul n-ar fi ajuns pe o poziție fruntașă în topul liceelor tehnologice din județul Argeș. Ca să nu spun mai multe. În liceul nostru avem toate formele de învățământ. Avem clase de învățământ liceal, clase de învățământ profesional, școală de maestri, școală post-liceală, a doua șansă și stagii de pregătire practică. Iar acum, după pandemie, am început din nou o serie de formare a adulți. Înainte de pandemie am format adulți pentru OMV, iar acum pentru firme externalizate din OMV. La începuturile învățământului profesional dual, am avut solicitări de la agenții economici, pot să dau un nume, sunt mai mulți agenții, nu sunt numai 3, de la Autoturisme Dacia, de la OMV, de la Drexel Mayer, de la Cablaj Auto, de la Metabet. Am aici 2 copii. Continuăm cu ei. Care se vor prezenta singuri și sunt foști absolvenți ai claselor de învățământ profesional dual. Da. O să vă rog să spuneți voi cum se derulau stagiile de practică și cum ați făcut pregătirea și dacă se poate, ce v-a determinat
să veniți la învățământul profesional, iar acum sunt elevi în clasa 12-a la unul dintre cele mai bune profile, profil de protecție a mediului. Mă numesc Picui Cosmina, sunt elevă în clasa 12-a, iar eu mi-am început liceul ca și elevă la un liceu profesional și pot să spun că nu regret nicio secundă că am ales acest lucru, fiindcă m-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere mental, fiindcă am avut stagii de practică la uzină, acolo făceam toate stagiile de practică și am văzut pe pielea mea cum e să muncești cu muncitorii în fiecare zi, cum e să tragi tare acolo lângă ei, să vezi exact ce înseamnă munca brută dintr-un astfel de loc. Pot să spun că a fost o experiență minunată pentru mine, iar acum, după terminarea acestui an din viața mea, pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce am realizat, că lucrurile care s-au întâmplat cu un motiv clar și acum în clasa 12-a sunt fericită că am luat note destul de mari la simulare și o să-mi continui cariera ca și inginer. O să mă duc aici la TCM, la universitatea noastră. Bună ziua! Mă numesc Vionescu Emil și ca și colega mea, de fapt, am fost colegi la o clasă de profesională. Am fost la operator mașină comandă numerică, tot la Dacia Renault. Cum să încep? Am venit la liceul Astra. Mi-a plăcut foarte mult oferta dumnealor. În primul rând m-am gândit că o să ies cu o calificare bună care o să-mi ajute pe viitor și pe lângă asta au fost și bursele care ne-au ajutat. O bursă foarte mare, dar pe măsură. Și tocmai și bursa m-a ajutat să stau în Pitești. Am stat în Pitești, după aia am terminat profesionala și am zis să continui cu învățământul, pentru că nu vreau să mă opresc aici. Vreau să mai fac o facultate de ingineri și să vedem ce fi mai departe. Mulțumesc frumos! Și să ai baftă! Revenim la o idee pe care a lansat-o tânărul nostru. Ce ofertă educațională aveți pentru anul școlar următor? Foarte interesant, pentru că toți au spus că au fost atrași de această ofertă, ceea ce le-ați oferit dumneavoastră. Da. Pentru anul școlar viitor, noi am solicitat inspectoratului școlar și am făcut aceste solicitări în baza solicitărilor partenerilor economici cu care noi avem contracte. Avem 4 clase de învățământ liceal pe domeniul mecanic, electronic, automatizări, electromecanică și 6 clase de învățământ profesional și profesional dual. Toate clasele de învățământ profesional și profesional dual sunt clase solicitate de operatorii economici parteneri și avem grupe de elevi, avem și clase întregi, dar și clase combinate cu 2 sau cu 3 calificări. Ei vin către noi pentru că operatorii parteneri cu care avem încheiate contracte de pregătire profesională se implică în susținerea acestor clase, le oferă în afară de bursa de la stat de 200 de lei a elevilor pe care o primește orice cursant de la învățământul profesional, burse suplimentare de 200 până la 600 de lei. Sunt operatori economici care din modulul 3 le oferă burse suplimentare celor care în primele 2 module au rezultate foarte bune la învățătură. Operatorii economici pe noi ca și școală ne-au susținut foarte mult în dezvoltarea bazei materiale a școlii. Deținem ateliere moderne, echipate,
de operatorii economici parteneri. Practica, stagiile de practică ale elevilor se derulează la operatorii care susțin calificarea respectivă, sub coordonarea unui mentor de practică de la ei și profesorului instructor pentru pregătire practică din școală. Aceste colaborări se țin sub forma unor proiecte. Spre exemplu, cooperarea cu distribuție Oltenia este în cadrul proiectului Ucenic Electrician. Oferă distribuție Oltenia, în afară de bursele suplimentare pe care le oferă elevilor, oferă foarte multe ședințe de dezvoltare personală. A elevilor, se implică și în așa ceva? Se implică, sigur. Se implică lunar, elevii participă din perioada online-ului. Ei participau online la diverse concursuri, primeau componente electronice de la distribuție Oltenia și participau la concursuri. Sunt clase în care se stimulează, acestea sunt clase în care se stimulează concurența. Distribuția Oltenia ne-a dotat un atelier electric, urmează acum, suntem în dotarea, amenajarea celui de-al doilea atelier și ne-a asigurat un sistem de panouri solare pentru independența energetică a școlii. Un alt partener care se implică foarte mult în susținerea învățământului profesional dual este Autoturisme Dacia, despre care au vorbit și copiii, Drexel Mayer, pe domeniul electronică și automatizări. Avem 42 de copii, suntem singura unitate școlară care școlarizăm pe domeniul electronică și automatizări elevi pentru Drexel Mayer și cablaje auto. Metabetul, General Prestu. Este clar că toți acești agenți economici au identificat a fi o pipinieră. Da. La suntem. Suntem. Da, dar este clar că altfel nu ar fi venit. Da. La sfârșitul anului școlar anterior, inserția pe piața muncii a fost cam de 60%. Bună. Partenerii economici care susțin aceste clase de învățământ profesional selectează pentru ei elevi care ies în evidență pe perioada celor 3 ani de stagii de pregătire practică, iar ceilalți care vor să se angajeze sunt redistribuiți către colaboratorii dumnealor. De asemenea, de aceea cred că și suntem căutați, pentru că manifestăm seriozitate în formarea profesională a elevilor, în dezvoltarea lor personală și nu numai pentru clasele de învățământ liceal, cât și pentru clasele de învățământ profesional. În momentul de față sunt foarte multe oportunități de a pregăti profesionali absolvenți de liceu și de învățământ profesional. O altă oportunitate este aceea a proiectelor europene. Acum, pe 1 aprilie, ne-am întors dintr-o mobilitate din port. Le scrieți dumneavoastră sau da. Felicitări. Da. Pe 1 aprilie ne-am întors din Portugalia cu un grup de 14 elevi într-un proiect de mobilitate, elevi de la învățământul liceal și învățământ profesional au făcut stagiul de pregătire practică 3 săptămâni în Portugalia. Am fost surprinși, noi ne-am promovat proiectul pe mijloacele, da. Pe Facebook, așa, și am fost contactați de operatori economici că vor să angajeze copiii la sfârșitul școlii profesionale. Pe 13 mai va pleca al doilea flux de 14 elevi. În ianuarie am derulat o mobilitate cu cadre didactice și reprezentanți ai agenților economici, 2 reprezentanți ai agentului economic CES, că ei au răspuns solicitării noastre de a se implica în proiect.
tot în Portugalia, dar în altă locație, au fost și proiectul respectiv a avut ca temă, ca obiectiv, îmbunătățirea calității formării profesionale a elevilor în Liceul Tehnologic Astra. Ce au făcut acolo? Au elaborat materiale de învățare, ghiduri de evaluare pentru mentorii de practică, caiete de practică pentru elevi și s-au revizuit CDL-urile pe care noi le-am scris cu operatorii economici. Da. Mai avem în derulare astfel de suntem proiecte. Suntem aici să ne, da, să ne lăudăm puțin. Cu realizări, da, frumoase, realizări palpabile, reale, nu doar pe hârtie. Da. Elevii, o parte din ei fac practică, spre exemplu, elevii de la Autoturisme Dacia fac practică în uzină, în cadrul unui proiect POCU, investește în viitorul tău, al uzinei Autoturisme Dacia. Elevii de la, avem clase de la OMV, școlarizăm pe domeniul OMV calificări petrol, operator sonde, pentru că am fost liceu de petrol la bază. Da. Avem în școală un colectiv de cadre didactice care au gestionat SPP-urile și curriculum pe domeniul petrol la nivel național, mă număr printre ele, și de aceea facem, cred eu că ne-au ales să facem și formare adulți pentru ei. Pentru noi sunt foarte benefice și cursurile de formare adulți pentru că atragem venituri suplimentare în școală. Asta e, chiar e lăudabil. Avem aici un tânăr. Da, avem și artiști. Mulțumesc mult. Bună ziua. Mă numesc Popescu Andrei Liviu și vreau să vă vorbesc despre o activitate din cadrul liceului nostru în care am dat șansa mai multor elevi, a unor artiști, mai bine spus, să arate de ce sunt capabili, să arate de ce sunt în stare și să arate talentul lor, să aibă curajul de a arăta talentul lor. Am vrut să fiu ca un exemplu pentru ei, deoarece această activitate a fost organizată în totalitate doar de mine. Am avut și ajutor din partea doamnei director, care mi-a dat aprobarea și mulțumesc foarte mult. A cadrelor didactice care la fel m-au încurajat să organizez această activitate și astfel am vrut să inspir să arate de ce sunt în stare. Într-un discurs am vrut să învăț două lecții foarte importante pentru care toți elevii ar trebui să le știe, atât elevii care și-au expus desenele, dar și elevii normal, că fiecare dintre noi are un talent și că ar trebui să îl descoperim și să îl îmbunătățim. Și un al doilea ar fi că fiecare ar trebui să muncească pentru visele lor, adică putem porni de jos, oricine pornește de jos, de la desene simple, cum am pornit și eu. Am ajuns să pictez pe Adidas și pictați, pe geci din piele și chiar centuri de sală, Adidas normal, pe care oricine și poate customiza, oricine și poate îmbunătăți. Așa cum am spus, fiecare pornește de jos și dacă pune suficientă muncă în visul său, cu siguranță va reuși și se va duce chiar și mai departe. Ca să vin în sprijinul solicitării lui, am organizat o expoziție în amfiteatru, că avem și un amfiteatru, unde au intrat toți copiii și au vizitat expoziția respectivă, iar pe holul principal la intrarea în școală i-am păstrat câteva desene dintre cele expuse aici, cu care am pavazat parterul liceului. Îl felicit pentru asta și pentru inițiativa lui. Mulțumesc foarte mult! Ce să mai... viitor grafician? Viitor artist? Plastic? Te mai gândești? Și mai avem aici artist. Da, mai avem un talent. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă numesc Mane Andrei, sunt în clasa 10-a și astăzi vreau să vă încânt pe dumneavoastră cu două melodii pe care îmi plac. Două melodii de suflet care s-ar putea să vă placă. Se numesc Andrei Popa și Vremuri.
ambele cântece fiind cântate de trupa Phoenix. Sper să vă placă și vă doresc vizionare plăcută! Cine trece în valea seacă, cu hamgerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andri Popa, hoț bărbat, Andri Popa, hoț bărbat. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Zi și noapte tot călare, trage bir din drumul mare și din țară peste tot, fug neferii cât ce pot, fug neferii cât ce pot. Căci el are o pușcă plină, cu trei glonți la rădăcină, și are un urc de patru ani, care mușcă din dușmani, care mușcă din dușmani. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Și are frați de cruce șapte, ce-au sub sângele cu lapte și nu-i pasă de nimic, Andri Popa cel voinic. Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Andri Popa cel voinic. Etașii tras de cai. Hei, joben, ce umblai la Montjagren? Hei, bunic, cu monoclu erai chic. Hei, cancan, cu picioarele în tavan. Toate au fost la timpul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, 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 da. Hei, pletoși, cu pantaloni strânți și soioși, chitariști, zgomotoși și fanteziști, mini-jup, foarte scurt și strâns pe trup. Hei, tiușeic, îndrăcit ca un berbec. Toate sunt la modă acum și tot exagerat. Timpul trece ca un fum și tot va fi uitat.
da da, u da da di da, da ti di da di dum dam, da da di da di dam, da da di da, da ti di da di dum dam, da da di da di dam. Toate sunt la modă acum și tot exagerat. Timpul trece ca un fum și tot va fi uitat. Da da. U da da di da. Da ti di da di dum dam. Da da di da di dam. Da da di da. Da ti di da di dum dam. Da da di da di dam. Mai sunt 10 minute și se sună. Cu ce îi invităm pe tineri să vină către liceul Astra? Tinerii care bifează acolo niște coduri. Îi rog să vină cu inima deschisă către noi, pentru că îi primim cu drag pe toți elevii, indiferent că sunt din județul Argeș sau județe limitrofe. Am format echipe de promovare a școlii și avem colegi însoțiți de elevi de clasa 11, a clasa 12, care consiliază elevii și părinții atunci când vin să se înscrie la noi la școală. Am făcut o echipă de promovare a ofertei școlare formată din profesori, elevi actuali, foști absolvenți ai noștri care au fost încadrați pe piața muncii, cu care colindăm tot județul. Am observat că atunci când mergi cu elevii în promovarea ofertei școlare, sunt mai receptivi copiii de clasa 8-a. În anii anteriori am constatat că elevii nu erau consiliați așa cum ar fi trebuit, elevii de clasa 8-a, nu erau consiliați așa cum ar fi trebuit sau nu li se făcea o orientare profesională, o orientare școlară reală, adecvată. Reală, da. Adecvată. Am întâlnit colegi la școli generale, un oraș sau în afară, care le spune elevilor: oh, dacă nu înveți, te duci la Astra. Dar la Astra, elevii care vin primesc o bursă, primesc o calificare, au oportunități de dezvoltare personală, de consiliere în carieră și oportunități de angajare pe piața muncii. Știm foarte bine că este o criză acută de forță de muncă și toți operatorii economici solicită forță de muncă. Iar noi consiliem atât elevii și părinții să-și aleagă calificarea, meseria dorită. Ce ar mai trebui să cunoască elevii de clasa 8-a în ceea ce privește liceul Astra? Aveți aici o serie de... Da. Ar trebui să știe faptul că suntem unitatea școlară cu cantină și cămin. Le oferim elevilor cazare în celor care stau mai departe, în căminul internat. Ei acum își decontează și transportul. Ca să revin la activitățile extrașcolare, Liceul Tehnologic Astra este partener al Inspectoratului Școlar Județean Argeș, al altor unități de învățământ, în derularea proiectelor, proiecte orientate către activități de consiliere, activități de pregătire, susținere a copiilor cu părinți plecați în străinătate, a copiilor cu posibilități materiale reduse. Până anul trecut am avut în derulare proiectul Roze, iar pentru elevii din 5 ani de zile am derulat proiectul Roze în Liceul Tehnologic Astra, iar noi le-am asigurat prin proiect masă de prânz
elevilor care rămâneau la pregătire pentru examenul de bacalaureat. Copiii erau bucuroși. Citești pe fața lor bucuria când le ofer ceva. Așa este. Aceeași întrebare și pentru voi, dragilor. Cu ce așteptați pe bobocei la liceul Astra? Păi, aș vrea să le spun că Astra nu e un liceu atât de rău, cum se spune. Toată lumea spune că, nu înveți, gata, te duci în Astra. Eu când am ajuns eram foarte supărată, am plâns 2 săptămâni, până când am dat de niște oameni minunați și am văzut că sunt atâtea activități care ne vizează pe noi elevii, cât și profesorii. Sunt atâtea lucruri care ne învață. Efectiv, cunosc foarte mulți colegi de-ai mei care sunt la liceele foarte bune și uneori se plâng. Mă, eu n-am, nu înțeleg, nu știu ce să fac, nu... Se tot plâng. Și am zis, deci la Astra chiar se învață și profesorii chiar își dau interesul foarte mult, pentru că proiectul Rose s-a terminat de anul trecut, dar profesorii încă fac pregătire cu noi și după fiecare oră sau după terminarea orelor de curs, în clasele libere, se face pregătire pentru bacalaureat. În funcție de materia pe care o vrei, doamna director împreună cu ceilalți profesori pregătește acolo o listă și te poți înscrie la ce profesor vrei. Ai posibilitatea să te înscrii și la profesorii care nu îți predau la clasă. Și consider că e un avantaj foarte mare pentru că poți să vezi cum predă și un alt profesor. Deci, cu siguranță e... Foarte interesant. Deci, veniți că se pregătesc copiii la pentru bacalaureat. Eu vă îndemn din tot sufletul să veniți, atât pentru orice ați opta, pentru învățământul de tip profesional, cât și cel liceal, să veniți în număr cât mai mare, pentru că eu am fost în ambele părți și vă spun din tot sufletul că este o alegere minunată. Sunt profesorii foarte bine pregătiți, cei de specialitate sunt foarte bine pregătiți și se pliază exact pe cerințele pe care ni le cer cei de la uzină. Spre exemplu, exact cum am fost eu la agentul economic. Așa că nu aveți ce să pierdeți. Dimpotrivă, aveți ce să câștigați. Mersi frumos. Eu zic să vină cu multă voință și curaj, pentru că, până la urmă, asta e nevoie. Și să fie, să le placă să descopere lucruri noi. Frumos. Eu aș vrea ca bobocei de liceu, de clasa noua, să vină să fie foarte bine pregătiți, să nu pice. Pentru că dacă tu nu înveți, ajungi sărac pe drumuri și nu este bine. Eu așa spun. Și o altă părere despre bobocei de liceu care vin aici, în afară că se vor pregăti foarte bine, trebuie să-și ia și în serios. Pentru că da. Voință, seriozitate. Da. Pentru că motoul liceului este per aspera ad astra. Adică se referă la practic la astrologie. La asta mă refer. Și vreau să transmit și elevilor care se uită la această emisiune să vă pregătiți foarte bine și să luați note bune, să învățați foarte bine, ca să nu vă supere părinții niciodată. Niciodată. Ce am înțeles eu este că trebuie să vină cu medii foarte mari la Astra. Să se pregătească foarte bine. Da, să știți așa că este. În ultimii ani s-a ridicat media de admitere. Mă bucur. La liceu nu avem medie sub 6,50, deci a crescut, nu avem... medie sub 5. Felicitări. Iar la învățământul profesional vin și elevi cu medii foarte mari. Am avut elevi care au venit cu 8 și ceva medie de admitere și acum sunt studenți. Au continuat clasele de învățământ profesional, liceal la zi, iar acum sunt studenți. Mulțumesc. Le pot transmite persoanele care doresc să intre sau care vor intra că elevii și profesorii așteaptă cu brațele deschise. Avem atât elevi implicați în activități cât și profesorii. Profesorii se ocupă de fiecare elev în parte, nu este nimeni lăsat în urmă. Nu este atât de rău pe cât se spune. Este un liceu în care se axează foarte mult pe elevi să învețe, să fie disciplinați, să aibă încredere în ei. Nu numai să cunoască teoria din spatele materiilor, cât și să se dezvolte și pe plan personal,
să-și dezvolte caracterul, aptitudine, cât și skill-urile. Nu este doar un liceu la care înveți, este un și liceu în care te dezvolți foarte mult, cunoști foarte multe persoane, diferite caractere, diferite pasiuni și cum profesorii ne ajută să învățăm cât mai bine și să luăm note cât mai mari, așa ne ajută și să ne dezvoltăm pe plan personal. Aș vrea să fac un anunț, dacă îmi permiteți. Sigur că da, cuvântul este al profesorului întotdeauna. Mulțumesc. În perioada 8-12 mai avem săptămâna școală altfel și va fi săptămâna porților deschise. Așteptăm elevii de învățământ gimnazial să vină, să ne viziteze școala, să ne pună întrebări ca să edifice asupra calificării pe care doresc să urmeze. Mulțumesc foarte mult, ați fost grozavi. Într-adevăr, toate activitățile vizează elevul, din tot ce am discutat noi aici, acest lucru, acest aspect reiese. Mulțumesc Centrul Cultural și, pentru că și luna aceasta ne-ați găzduit cu drag, doamna Carmen Salub, mii de mulțumiri. Poza de grup și să ne vedem luna viitoare cu alt liceu aici pe scenă. Vă mulțumim!